Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul săptămânii 5-12 noiembrie pentru Zodia Scorpion, Luna sau Ascendentul Zodia Scorpion. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip, ce va veni în viața Scorpionilor, semnul Scorpionilor, Luna sau Ascendentul Zodia Scorpion, ce fel de energie, ce va fi, cum va fi această săptămână. Haideți să vedem primul card, Zodia Scorpion, un bărbat matur, regele de cupe, un bărbat matur, un bărbat care este prezent în viața dumneavoastră sau va fi prezent, veți intra în contact cu acest bărbat, este o persoană iubitoare, înțelegătoare și de încredere, este matur acest bărbat, în ce privește sentimentele lui sunt mature, e un bărbat cu picioarele lui stabil, e stabil într-o relație, va veni cu ofertă în ce vă privește sau vă va da o mână de ajutor, va avea un rol important în viața dumneavoastră. Luna, văd că vor fi și un fel de iluzii sau anumite secrete vor ieși la suprafață. Veți fi mai intuitivi în ce privește această săptămână. E posibil o femeie din trecutul dumneavoastră, să intrați în contact cu o femeie din trecutul dumneavoastră. Văd că veți face multe vise noaptea, veți visa foarte mult și veți fi foarte intuitivi. Da? Văd foarte multe emoții în ce privește acest bărbat. E posibil să aveți sentimente profunde ce privește acest bărbat, vreau să zic că îl veți visa chiar, da? Și să aveți grijă la dușmanii ascunși și la anumite secrete, da? Să nu vă faceți iluzii, pentru că Luna vorbește și de foarte multe iluzii, să nu intrați în depresie, da? Și văd foarte multă intuiție. Următorul card pentru Zodia Scorpion, 2 de monede. Aveți nevoie de echilibru, da? Să vă axați pe prioritățile dumneavoastră și să va trebui să luați o decizie, dar trebuie să faceți această decizie cu cât mai mult echilibru sau vă veți ocupa de mai multe două lucruri deodată și veți ține în secret acest lucru, da? Veți ține în secret acest lucru. Foarte multă emoție în această săptămână pentru voi, Zodia Scorpion. Dacă sunteți bărbați, e posibil ca dumneavoastră să fiți un bărbat foarte înțelegător și de încredere sau și foarte emotiv sau acest bărbat, dacă sunteți femei, să nu aibă secrete în ce vă privește. 10 de cupe, o familie fericită, o familie unită. În această săptămână veți avea familia aproape de dumneavoastră, veți avea bucurii, veți face lucruri împreună cu persoana iubită, cu familia dumneavoastră, cu copiii dumneavoastră, cu căței dumneavoastră, dacă aveți. Văd o familie unită care se bazează pe respect, pe sentimente sincere, pe respect, pe reciprocitate, pe ajutor, pe bucurie. Văd o familie reunită, să spunem. Și un nou început în ce privește familia dumneavoastră. Va fi un nou început, va fi o magie în viața dumneavoastră. Dacă acest bărbat, vreau să vă zic că vă iubește, are sentimente, dacă sunteți femeie, dar le ascunde. Da? Nu vrea să le arate din diferite motive. Posibil că acest bărbat să fi trecut prin multe în viața lui și să decidă să nu-și mai arate sentimentele. Poate acest lucru este secretul. Luna vorbește de secrete.
Acest bărbat își ascunde emoțiile, sentimentele în ce vă privește, da? Și văd un nou început, va acționa, văd un nou început, veți manifesta în viața dumneavoastră tot ceea ce vă doriți, mai multă comunicare în familia dumneavoastră, mai multă manifestare, văd ori mai multă comunicare, ori un nou început, un nou job, o veste importantă care vă va schimba viața, să spun așa, veți merge pe un nou drum. E posibil și un copil de-a dumneavoastră, dacă a fost departe în alte țări, să se întoarcă acasă, să primiți vești că el se va întoarce acasă. Un copil de la îndepărtare vă va trimite vești sau dumneavoastră vă veți întoarce acasă. Oricum veți face magie, veți fi mai... cum să spunem, în conexiune cu divinitatea. Văd semnul infinitului, deci e posibil să fiți în conexiune cu divinitatea, să primiți acele intuiții, să vă conectați cu divinitatea și să manifestați pe pământ acele mesaje care le veți primi. Bineînțeles că nu este pentru toată lumea, e o etalare generală, să luați doar mesajele care vi se potrivesc. Dar e posibil să fie persoane printre noi care să se conecteze cu divinitatea în această săptămână, să fie în conexiune cu luna și luna e intuiția, să primiți anumite mesaje de la divinitate. Da? Și văd o tristețe, o întristare, cineva sau veți reuși să treceți peste acele suferințe, să vă vindecați suferințele care vi le-au provocat alte persoane. Văd că veți face curaj și veți face iertare. Vă veți ierta și pe voi înșivă. Văd doi îngeri alături de dumneavoastră în ce vă privește. Nu sunteți singură. Și ultimul card, la sfârșitul săptămânii veți face un drum pe apă, un drum, o tranziție, o schimbare. Veți da ceva la spate și vă veți întoarce acasă sau, da, vă veți întoarce acasă, veți face un drum, veți schimba ceva în viața dumneavoastră, ceva în viața dumneavoastră se va schimba. E ca și o schimbare de pagină, să spunem așa. Acest nou început va fi cu o schimbare în viața dumneavoastră, adică veți lăsa în urmă acele suferințe, acele frustrări, acele griji, le veți lăsa în urmă, să știți, și văd mai multă speranță, văd mai multă pace, mai multă liniște, da? Pe la sfârșitul săptămânii așa veți fi, zodia Scorpion. Văd o schimbare pozitivă, o schimbare mai calmă, mai multă pace. Veți fi mai calm, mai în pace cu voi înșivă. Văd o femeie foarte stabilă, pe picioarele ei, o femeie concrete, vă va da o mână de ajutor. Dacă sunteți bărbați, o femeie, semn de pământ, capricorn, taur sau fecioară, va avea un rol important în viața noastră, vă va ajuta în ceva anume și... Dacă sunteți femei, sunteți dumneavoastră această femeie care acest bărbat vă iubește, vă stă aproape, vă ajută, vă dă o mână de ajutor, este prezent, da? Haideți să vedem. E ca și cum dumneavoastră v-ați dus în vizită la un bărbat important. V-ați dus în vizită sau țineți în inima dumneavoastră un bărbat important cu o importanță foarte mare pentru dumneavoastră. Da? Văd că un bărbat are un rol important în viața dumneavoastră. Da, luna, aceste secrete, este în ce privesc legile.
în ce privesc legile. Un bărbat foarte mental, îl văd aici, un bărbat care lucrează pentru o instituție în ce privește legea, un bărbat dur, un bărbat care pentru el e important legea, să mențineți legea, da? Acest bărbat vă poate vă spune anumite lucruri sau că trebuie să respectați anumite lucruri. E posibil să vă faceți prea multe preocupări din partea acestui bărbat, din cauza acestui bărbat, să vă preocupați prea mult. Sau să visați un bărbat într-un semn de aer, cum ar veni gemeni, balanță, vărsător. Da? E posibil să-l visați, să vă vină în somn. Sau să vă preocupați în ce privește acest bărbat. Și veți pleca la drum. În drumurile dumneavoastră trebuie să țineți un echilibru. Veți face mai multe drumuri, să știți, care vor fi niște drumuri emoționante, să spunem așa. Veți face niște drumuri care vă vor emoționa, vă veți simți ca un copil. Va avea prioritatea sufletul dumneavoastră la aceste drumuri care le veți face. Și văd că veți face aceste drumuri sau în ce privește un grup sau familia dumneavoastră, un bărbat care ia inițiativa, un bărbat care știe să protejeze, știe să comande, știe să sară în ajutor, acest bărbat vă arată că trebuie să faceți un drum sau schimbare, da? Vedeți aici se uită la un glob. Și vă explic, vă dau mână de ajutor în ce privește schimbările în familia dumneavoastră. Da? Este un bărbat care este foarte inspirat, foarte deschis și ia inițiativa, să spunem așa. Da? Și un nou început, un nou loc de muncă. E posibil să doriți să călătoriți? Pentru un nou loc de muncă, pentru o oportunitate, vi se oferă o oportunitate. Oportunitate, un nou loc de muncă, veți primi o veste în ce privește acest nou loc de muncă, pentru un nou job, pentru bănuți, pentru situația noastră financiară, va începe ceva nou. Veți primi bani, o ofertă, generozitate, abundență. Va veni abundența în viața dumneavoastră, scorpionilor. Un nou început, va fi magie. Veți acționa, veți începe ceva nou. Și veți începe ceva nou, dar văd că vă va întrista o femeie mai rigidă, o femeie mai tăioasă. Da? Sau justiția va avea un rol important în viața dumneavoastră. Va trebui să faceți un contract. Ori veți primi ce ați oferit. Acum veți primi. Dar justiția va aduce echilibru, să știți. Dacă cineva v-a făcut să suferiți sau nu s-a comportat corect cu dumneavoastră și pentru asta v-a întristat, veți avea parte de justiție. Va fi de partea dumneavoastră această justiție. Veți face contract. Dacă vă e frică că nu faceți un contract de muncă, în ce privește acest job, veți face acel contract de muncă. Îl veți semna. Văd echilibru, văd armonie, da? Deci văd că ceva va fi corect în viața noastră. Acest nou început va fi corect și se va face dreptate, da? Și pentru asta, că se va face dreptate, dumneavoastră vă veți simți mai ușurați și cu mai multă speranță și veți schimba viața dumneavoastră. Va fi o schimbare importantă. Văd că veți fi mai deciși, mai inteligenți să spuneți lucruri pe nume, să gândiți, veți face un drum, veți pleca la acest drum hotărâți și inteligenți și hotărâți cum să spun eu, să fiți mai clar și să reușiți în ceea ce v-ați propus. Haideți să vedem și un mesaj din partea îngerilor pentru Zodia Scorpion, Luna sau Ascendentul Zodia Scorpion. Pentru această săptămână, ce va fi, cum va fi, ce va veni în viața zodiei Scorpion, un mesaj de la înger pentru voi.
Să mergeți tot înainte, da? Să nu vă veți face drumuri, veți merge înainte. Rugăciunile și așteptările vor fi pozitive. Au fost ascultate și se vor îndeplini rugăciunile tale, se vor îndeplini așteptările tale. Am lucrat cu tine în această situație chiar de la început și vom continua să avem grijă de tine și toate persoanele care sunt în această situație. Să mergi tot înainte pe strada pe care o faci, pentru că te va duce foarte departe. Stați fără griji că vă va duce foarte departe și vă văd foarte intuitivi. Da? Și urmăriți acea cale, acea cale pură, că este o cale curată. Urmăriți-o, mergeți mai departe. Mergeți tot așa. Îngerii vă sfătuiesc să mergeți tot înainte pe acel, pe acest drum, că dorința și rugăciunile noastre vor fi ascultate și vă va duce departe. Acestea au fost spuse. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă îmbrățișez cu toată dragostea. Vă urez o săptămână cât mai plăcută. Și eu vă aștept la următoarea etalare. Numai bine, la revedere!